Salut, tare lume, eu sunt Amen și bine ați venit la un nou episod din FIFA 17, Road to Glory cu Sheffield United. Azi am simulat un meci, am câștigat cu Everton cu 1-0. Foarte bine, asta este echipa de start pentru acest meci cu Bayern. Din păcate avem ceva probleme, Nacho este accidentat. Două luni, sper să prinde finala dacă vom ajunge până acolo. Să mai prindem măcar două meciuri finale și încă un meci din campionat. Acasă cu Bayern München va fi un meci foarte greu. Trebuie să facem un rezultat bun acasă. Trebuie să-i batem acasă ca în retur, ca să ne facem returul ușor. Bayern München nu este deloc echipă care să te lase să-ți faci jocul. Te iau tare din primul minut și joacă 90 de minute. Așa sunt echipele nemțești. Să înceapă meciul. Sheffield United, Bayern München. Sheffield United, Bayern München de la această oră pe Ivy Lane. Un meci greu, va fi un meci greu. Capitanul nostru de astăzi este Aaron Ramsdale. A preluat banderola de la Nacho, deoarece Nacho este accidentat și să vedem cum se va descurca. Ca și capitan, n-a mai fost capitan Ramsdale până acum. Robert Lewandowski, Alaba! Șut pe lângă poarta lui Aaron Ramsdale. Câte un șut de fiecare echipă. Al nostru a fost pe poarta a lor pe lângă, mai periculos al lor. Bineînțeles, al nostru a fost așa, a fost cu cap, e greu să dai din poziția. Dar suntem la egalitate de ocazii cu ei, deci e bine, ne ținem după Juventus, Alaba. Este faultul lui Alaba, l-a împins acolo pe Emre Mor și e lovitură liberă de la marginea careului periculoasă. Hei! A, domnul arbitru, așa! Dă-i galben! N-a dat galben. Să vedem cum va executa Emre Mor. Emre Mor! Emre Mor îl surprinde pe Manuel Neuer! Acesta scoate, a dat pe colțul portarului. Și nu s-a complicat și a scos în corner. Foarte bun șutul lui Emre Mor. Să vedem centrarea. Centrează Emre Mor bine. Este Neuer. Iese din poartă. Cahill încearcă un lob. Se duce în peluza noastră. Oh, ce bine că galeria noastră este în spatele lui Neuer în prima repriză. Poate să-l preseze foarte mult. Hummels. Hummels. Degajează această minge. Hummels. Bartra. Oh, nu. Emre Mor, centrare pe jos! Erau aproape de autogol cei de la Bayern München, dar Neuer a fost foarte atent. Hummels era să o comită. Suntem pe ace, îi dominăm. Sheffield United domină Bayern München. Emre Mor, pentru fostul mensah. De fapt, că o preluare foarte proastă. Foarte proastă preluarea lui De Van de Kool. Rămâne 0-0, din păcate. Nu reușim să marcăm. Stanciu, fostul mensah pentru De Van de Kool. De Van de Kool! CDB blochează cornerul lui Sheffield United. Rămânem în atac. Centrăm fix pe 11 metri. Nu e nimeni acolo. Kimmich respinge. Aoleu, Cahill greșește pasa. E contraatacul celor de la Bayern München. Și este faultul lui Cahill. Oprește un contraatac. Nu îi se dă galben. Foarte bine. Cu Galu n-ai Lopez, nu m-am dezamăgit niciodată acest duo. Lewandowski de acolo, mingea în afară teren. Nu! Oh my god, ce handicapat pot să fiu și eu! Hai băieți, în atac, hai la atac, bine Hagi! Dar... la urmă rezolvă treaba celor de la cei de la Bayern München. Iată că a venit Boateng în atac, sunt pe alea auto-atac cei de la Bayern München. Asta înseamnă, avem mai multe șanse să marcăm. Și ei la fel. Hagi îl vede pe Emre Mor. Emre Mor scapă singur cu Manuel Neuer. Emre Mor! Neuer scoate, nu cred. Rămâne mingea la noi. Unai Lopez, șut în blocaj, de ce am ratat așa ceva? Credem că putem, pasă cu Stanciu, împins de Arturo Vidal, Stanciu, nu cred, De Van de Kool, gol! Sheffield United! Gol De Van de Kool! Vidal s-a complicat acolo, Stanciu recuperează, De Van de Kool cu poarta, gol, marchează! 1-0 pentru
pentru Sheffield United în fața lui Bayern München. Acum trebuie să ne apărăm ca să obținem victoria, nu cred. De fapt, e gol salvatorul nostru încă o dată, cred că este și golgetterul Champions League, a marcat foarte multe goluri. Ok, hai să vedem. Hai să... Aoleu, ne-am precipitat la această fază, Cahill respinge. E final de meci! Victorie! Victorie! De Van de Kaul le aduce victoria! Bine, bă, băieți! Bine, bă, băieți! Și în acest moment suntem cu un pas în finala Champions League, pardon. PSG. Să vedem ce meci. Barça cu Napoli. Și deja au jucat. Ah, da, și noi am jucat. Au câștigat Barça cu 1-0. Și finalul tot cu 1-0. Avem returul acum. Poate la un același timp cu noi, cine știe. S-a ajuntat Benzar. Va trebui să joace Brayford. Ce obosiți sunt. Sunt foarte obosiți jucătorii noștri. Foarte, foarte obosiți. Da, se vede oboseala. Când joci în două competiții este foarte greu. Stanciu nu va fi nici pe bancă pentru acest meci. A jucat Smith în spatele lui Van de Kol. Sperăm că vom reuși să ne calificăm mai departe. Ați văzut echipa acolo, meci cu Bayern München. Acasă le am reușit să-i învingem în tur cu scorul de 1-0. Va fi un meci foarte greu. Sperăm că ne vom califica. Doar atâta vreau, calificare cu 0-0. Nu știu cum, dar să ne calificăm. Ok. Nu ne vedem așa, mă. Hai, e în alb. Hai să înceapă meciul. Bayern München, Sheffield United de la această oră. Iată stadionul. Iată jucătorii noștri, toți pregătiți. Bayern München motivată ca oricând să obțină calificarea în finală. La minutul 2. Alaba! David Alaba, Lewandowski, Ramsdale scoate și este corner pentru Bayern München. Executa Fred, o centrare bună, Ramsdale-a ta, o ia cu el, Ramsdale. Mama, Alaba dă peste poartă din fericire, oh my god, ce-a greșit Ramsdale aici. Am vrut să, ca să pasez la întâlnire, de-aia mi-am luat așa. Ok, jucăm pasă. Jucăm pasă cu Sam Moore. Brayford! Neuer scoate. Și de Van de Kaul n-a reușit acolo să bage mingea în poartă. N-a fost atent. Kimmich! Ramsdale trebuie să scoată! Scoate acolo la Bestis. Ramsdale s-a dus și el în poartă. Ramsdale scoate. Incredibil. Kimmich, Green și Ramsdale din nou. Mamă, dar ce ocazie am avut acolo cu Brayford, contraatacului. Bayern se joacă pe contre, Bayern, o centrare, Ramsdale. Skugal, de Van de Kaul. Unai Lopez! Sut pe lângă poartă, ce pas a găsit acolo de Van de Kaul, dar Unai Lopez își bate total joc de această fază. Combină bine cei de la Bayern în apărare. Ies bine, dar recuperăm prin Declan John. Centrarea lui Seymour e bună! N-ajunge de Van de Kaul. Ce centrare a inventat Seymour. Foarte bună centrarea. N-a ajuns acolo, din păcate, de Van de Kaul. Nu, eu de ori zic, a fost o centrare extraordinară la întâlnire. Foarte bună centrare. Müller. Pentru Unai Lopez, mingea la noi. Skugal. Ok, avem lovitură liberă. Minutul 67. Ce s-a întâmplat la mijlocul terenului? După această fază, lăsăm și reluarea șutului Emre Mor blocat de Hummels și corner. Om executa scurt sau doar îi păcălim? Fosumensa, cred că e din nou corner. Acum nu-i mai păcălim, chiar jucăm scurt. Bartra, căutăm faultul în careu. Dar nu faultează Tider. Emre Mor, centrare bună de Van de Kaul. Ok, cu Aguero, Fred, tu Declan, Brayford. Bine Smith. Minutul 76, bravo, veți.
intrarea lui Alaba. Prinde Ramsdale, încercăm contraatacul să mai marcăm un gol. Aoleu, dă-o de aici. Nu degajează prea, prea departe Sam Morgi, e final! E final! Reușim un 0-0 cu Bayern München. Și suntem în finală cu Napoli sau Barcelona, sperăm că cu Napoli. Sperăm că cu Napoli vom fi în finală. Nu știu, n-au jucat returul Napoli cu... cu Barcelona. Au jucat... nu știu cu cine o să fim, a bătut Napoli cu 2-1 în retur. Sper că la Barça acasă a fost returul. Și dacă a fost la Barça acasă returul, noi vom merge mai departe. Noi suntem la 6 puncte de Arsenal în continuare. Ok, eu am fost la mea, nu uita să apăsați butonul de like. Pa, pa!